atâta ani și așteptând, Doamne ferește că... Urmează o ediție specială a emisiunii Big Boletus, o ediție în straie de sărbătoare. Fără a dezvălui prea mult, înainte de vreme, vă spunem doar că ne întoarcem în Comuna Șanț pentru a participa cu mic, cu mare, la o nuntă ca în povești. Avem în meniu cele mai neobișnuite ciuperci, de la Phallus impudicus la trufe. Avem muzică bună și avem nuntași cu un simț al umorului cu totul ieșit din comun. Și îl avem pe Big Boletus, într-o formă de zile mari. Așa că aveți toate motivele să rămâneți alături de noi. Ești gata, merem? Dar puțin tică răbdare. Înainte de a nunti, trebuie să facem rost de provizii. După o primă plimbare prin pădure, ne declarăm ușor dezamăgiți. Nici o ciupercă, doar ceva mere de vară. Ta-da! Ia că-te, mărus, mărulus! Dar nu despre mere e emisiunea de față, așa că schimbăm strategia și lăsăm liniștea pădurii pentru aglomerația din piața Năsăudului, unde am prins zi cu târg mare. Mai întâi de toate, vă spunem că a culege ciuperci din piață poate fi la fel de periculos cu a le culege din pădure. Să o faceți doar dacă sunteți cu adevărat pricepuți, așa cum e Big Boletus. Frumoase! Acum le-ați găsit? Și mai aveți? Asta mi-e sutemele. O să le cumpărăm, dar mai negociez. Și usturoaie mai sunt? Da, mai am. Astea care țin brânză. Fără brânză nu merge. Și astea cum le cunoaște? Știți că sunt de mai multe feluri. Sunt, dar astea se cunosc. O, dar are un pic de lăptiuc automat. Și la merele sunt foarte apropiate. Da, nu-i distanță mare. Foarte bine, felicitări. E priceput ciupercarul nostru, dar vă spunem că ni se mai întâmplă ca cei ce vând în piețe să nu fie atât de școliți. Nu degeaba e interzisă comercializarea ciupercilor la tarabe. Iată-le din nou cu Big Boletus la ciuperci, la ciupercăreală. Așa cum ați văzut și din secvențele anterioare, am pășit un pic prin piața Năsăudului și spre mirarea mea am găsit ciuperci. E foarte riscant să cumpărați de la dânsii, pentru că nu știți niciodată ce vă oferă și dacă sunt bune, sunt rele. Ei vă pot spune cu mâna pe suflet că sunt bune. Dar așa cum ați văzut și am discutat și cu acest vânzător, chiar dacă cunoaște, nu e bine să riscați, pentru că e mai importantă sănătatea noastră decât pentru o mână de ciuperci să avem după aia probleme mari de sănătate sau chiar decesul. Doamne ferește de deces! Noi ne-am pornit la nuntă, nu la înmormântare. Și nu intrăm bine în munți că liziera pădurii ne dă, ca de fiecare dată, motive de bucurie. Mai întâi o oiță fragedă și frumoasă, apoi o turmă întreagă de gălbiori. Haideți să vedeți gălbiorii în habitatul lor. Până acum i-am cumpărat doar de la comercianții ambulanți, așa că ne bucurăm să dăm peste ei și în pădure. Ei, acum o stați în molhar și sunt proaspeți, sunt eleganți, sunt grăsuți, vorba aia. Iată-ne, dragi prieteni, în pădure, Valea Măriilor, loc superb, dar ghiciți cu cine am venit această dată. Avem portul popular toți pe noi acum, de ghilimele, Camelia, bineînțeles, moldovan și Marcel Avram, prieten bun, rapsos adevărat, o să auziți cât de curând cântând, bineînțeles, după ce îi hrănim, că altfel nu o să meargă treaba. Deja am început. Văd că deja cu o mână de galbiori, opa, a venit și Antonio, două mâini de galbiori.
cantarul și barul, să vedeți ce fain e. Se asortează cu bluzița ta. Se asortează, trebuie să mi pun și eu pe bluză. Așa, să vedem mai bine. O să descriem așa în mare ca să, sau în mic dacă vreți, așa. Este perfect, un galben portocaliu, să spunem așa, integral, de la cuticula pălărie până la cuticula piciorului și la partea... Tu, Antoniu, și tu, să vedem aia de comerț cum arată, facem o comparație cât îți de stropșă și amurțâți față de... Cred că mai bine arată, nu știu. Un miros deosebit și cantarul și barul se galbiorul cunoscut, este o ciupercă deosebită, așa cum vedeți, cuticula nu se desprinde pe pălărie, clar. La merele vin, ușor oblic pe picior, este o parte care poate determina cu claritate această specie. Așa cum vedeți, piciorul subțirel, interesant, drăguț, poate să fie și mai gros, depinde de zona care habitează, poate să fie mai deschis la culoare sau mai închis, mai deschis în situația în care crezi sub acele zone de mulhaș. Iată, din comerț, nu vă spunem de unde, pentru că diferența mare, așa. Hai să desfacem, dăm aici înapoi la Antonu, să desfacem, să vedem și cum a fost și culeș. Deci vreau să vă spun, Pali, că... ce s-ar întâmpla dacă aș mânca una așa cum e? Eu zic, eu îți doresc poftă bună, da? Pentru că nu se întâmplă absolut nimica. Dacă vrei, mănânc eu primul, deși... La cum miroase, parcă... Așa. Haideți să vă arăt. Ăștia sunt mai bătrâni, se și vede. Au căzut unui bai. Deci iată, iată, au fost culești pe ploaie, în primul rând. Nu scurați deloc. Și ăsta e mod de prezentare la vânzare, în magazin. Comparativ, culeși, curați, eleganți, arată senzațional. Comparativ cu ăsta, obosit. Dar sunt și să nu uităm, da, sunt în cutie de plastic și asta și pe lângă că poluează, asta e viața, nu putem să le punem în saci de hârtie. Dar sunt foarte bune și acestea, normal, sunt culese, cine știe pe unde, dar se și, se și și de când, se și vede că unele sunt mai deschise la culoare, dar se și viermănesc la un timp galbiorii când sunt adulți, însă proaspăt cules din pădure, iată ce bine arată. Senzațional. Foarte bine arată gălbiorii. Foarte bine arată și cântăreața noastră. De-abia așteptăm să auzim cântând. Ne continuăm drumul cu producătorul emisiunii Cocoțat pe fereastră la adulmecat de ciuperci. Și iată că zărim și un hrib. Mamita! Big Boletus! Și dacă stau și așa un pic... Da, da, da. Este de categoria a doua, mâncată de Limax. Senzație. Faină. Big Bullet. E de-a doua. De-a doua, dar bunicică. Carnea e ok. Putem să o folosim, liniștiți. Super, uite. Și piciorul cu siguranță, ok. Da, pe picior nu avem deloc. Ia. Uite, din astea pe care tot la picioarul. Da, da. Astea sunt ciupercile lui Antoniu. Cum e ăsta Big Boletus, ăsta e Small Antonius. După urechea așa. După urechea ta, fiecare după urechea. Haideți să mergem, fraților, că ne apucă. Să-mi dați ciupercă, că ea nu. E deja trecut bine de orele amiezii. Înainte de a ajunge la nunta de care v-am tot vorbit, facem un popas pentru o gustărică, marca Big Boletus. Punem pe picioare un loc de popas și ne vedem de treabă. Iar Vali, așa cum ne-a obișnuit, e un adevărat magnet. Atrage ciupercile cu o forță ce ne uimește, de fiecare dată. E suficient să se apropie de o pădure și ciupercile vin de îndată la el. De data aceasta, în plasa unor localnice. Bună ziua! Doamne ajută! Bună ziua! Ciuperci, n-ați aflat? Poftim? Ciuperci, n-ați aflat pe aici? Vineți ceva vinețele. Mă vinețele, așa-i? Da. Le-ați cules? Da. Nu le vindeți? Vine de copilă dacă vreți. Dar le dăm și bănuți pe ei dacă o munci. Da, să vedem de care-ți. Du-ți, scoate punga. Nu. Cu ce ocazie pe aici? Facem o filmare despre emisiunea despre ciuperci. Da? Da, și muzică și voie bună. Uite ce frumos e. Am spărmat. Apoi doar... Păi ne-am luat așa, pe când, cu treterea. Ia numai să văd că țin mă pe picep pe la noduri, da. Piciorul gros, sănătos, cuticula, vineceară. Extraordinar de dulce și de bună asta, să vedeți. Frumoase ciupercile, așa că facem troc. Roadele pădurii contra băuturilor carbogazoase de la magazin. Da, acum ți-o dat un bagaj mai greu, țără. Codrule rădătăneat măi, tătașa te-ai lăudat măi,
că nu-i schimbă frunza ta toamna și primăvara, mă. Îl lăsăm pe Vali să curețe ciupercile dobândite până acum și ne pornim pe urmele Iței prin pădure. Poate mai găsim ceva. Haide că se usucă! Am găsit ceva ciupercuțe și în pădure, dar cele mai interesante exemplare le-am aflat la lizieră, tocmai când ne întorceam la Big Boletus. Vali! Tu! Ia, hai să vezi ceva! Hai că azi avem noroc! Noroc la ciuperci? Mai eu cred că ciuperci-s! Haide și voi! Hai, bravo, caută! Ai cuțitul? Da, da. Vezi să nu le calci. Ce ai găsit? Mai. Nu le-aș spune pe nume, că e rușinos. De ce? Le spunem denumirea populară, dacă... A, în latină mai bine. Încă n-am găsit de asta, așa? Nu, și dacă ceea ce cred eu, e că e falus impudicus, ou. Da. După textura așa e. Stai să vedem dacă nu găsim una cu rădăcină. Fii atent cât te vezi. Uite și fragi. Și fragi. Excelent. Uite așa acolo, mă. Nu, țuști, dăm una, să vedem. Dăm una, zduf. Uite, asta e cu rădăcină. S-a rupt. Bun. Ați mai văzut așa ceva, nu? Astea numesc ouă de falus impudicus. Să vedem. Aș trage mai jos un pic, să vă explic și vouă. Eu sunt ancora. Așa. Așa, la prima vedere, când vedeți cum arată mai zbârcită, mai ciudată, facem versuri. Zona de unde iese, îmi repar că ar fi, într-o primă fază, un ou de amanită. Dar după cât e de moale, are un subcuticulă, asta e cuticula, are un strat gelatinos. Și în interior, în secțiune, o să vedem, sunt lamele verzui, așa trebuie să fie. Și iacătă. Se și vede cuticula, stratul gelatinos, care îmbracă practic acest ou care formează capul sau pălăria falusului sau a ciupercii care putea cadavrul la maturitate. Are un picior găunos la maturitate și pute rău de tot și moale ca un burete. De fapt este acesta care se dezvoltă. Vedeți, și vede gaura din el, e găunos. Partea cea mai gustoasă e zona asta verde. Nu știu ce spun în denumirea populară, dar cred că vă dați voi seama că acum trebuie să o traduc. Așa că vă îmbiu la masă după ce luăm gustarea și după ce mai ascultăm o voce, două voci adevărate, minunate în acest loc mirific din natură, pe Valea Mărilor Mici. Mari, cred că avem o filmare de arhivă în pădurea Baciu cu falus impudicus la maturitate. Aha, cu putorile. Cu putorile. Păi ca că nu se simt putorile. Mi-am impresia că-s cadavre când intri în pădure. Dar a găsit un spânzurat, a fost ghinion. Dar asta a fost pe vremuri. Eu zic să dăm acum filmarea. Hai să dăm că merită. Să vedeți cum arată un falus adevărat la maturitate. Păi ca că nu-l simți. Nu vorbi prostii. Imaginile pe care le vedeți au fost filmate în pădurea Baciu, de lângă Cluj. E un loc cunoscut pentru fenomenele paranormale care au fost semnalate aici, de la OZN-uri la dispariții miraculoase. Dar nu pentru ciudățenii din alte lumi ne aflăm noi aici, ci pentru varietatea neobișnuită de ciuperci. Cele mai ușor de găsit sunt exemplarele mature de falus impudicus. Asta trebuie să fie un pic mai parfumate, după cum spune Vali. Goală pe dinăuntru. Ce sună? Nu se simte mirosul prin ecranele televizoarelor, dar reacția domnișoarelor este suficient de sugestivă. Eu, da. Ați văzut cum reacționa fetele la miros și la formă? Haideți să trecem peste asta, să mergem mai departe, să vedem ce avem acum. Acum avem de servit masa. Să vedem cu ce ne răsfață Big Boletus. Spune-mi, puiule de cuc, spune-mi, puiule de
stai minunat. Mulțumim, mulțumim. Și o vine după noi, normal. Vă invităm la o mică poveste numită artă culinară la marginea râului, la marginea drumului. Vă propun o salată așa mai de combinată de primăvară, toamnă, vară, cum vreți voi, pentru că o să conține baza, ciuperca, cele două specii de ciuperci pe care am preferat să le pun în salată, gălbiolul sau cantarelus cibarius și bineînțeles boletul sedului sau cribul pe care l-o găsit Antonio în vârf de deal și prinde la bază de pietre pe zona pietroasă pe unde a habitat. Important e că nu se ceartă între ele. Nu se ceartă, dacă nu le împăcăm noi. Aici am pregătit două feluri de conservă de pește, pește afumat sprot și bineînțeles sardine în tomate, ca să avem o combinație, hai să spunem, mai exotică de parte de pește, deci ciuperci cu pește merg foarte bine. Porumb, puteam să fi luat știules proaspeți, că har domnului început să apară, dar am zis totuși ca să nu pierdem vreme, să așa avem gata fiert. Fasole rotundă, foarte gustoasă, ardei capia proaspăt cu ceapă tată, rondeluță de, bineînțeles, Adriana și Aida. Și aici am pregătit niște busuioc. Nu, pardon, niște mentă. Am vrut să punem busuioc, dar să nu schimbăm prea tare aromele, ca să dea puțin profunzime la ciupercuțele noastre. Și o să pregătesc și un sos, să spunem așa, dulce agrișor, ca să umple puțin buchetul întregului preparat. Recapitulăm. Hrib și gălbiori, pește afumat și sardine, porumb fiert, fasole fiartă, ardei capia, mentă și sos dulce acrișor. Asta e adevărat. Big Boletus amestecă ingredientele, iar Ița amestecă ceva nutrienți găsiți în drum. Pui! Avem și cățelul care cred că se alimentează cu pizza naturală de la vaca de pe traseu. Așa. Și babele de porumb. Să mai pastelăm un pic preparatul nostru. O să mai stropim cu un pic de sos. Oricum, cine mai dorește, o să poată să-și pună, pentru că preparatul practic o să stea în lipiile care le-am pregătit aici. Și pun așa frumos pe lipie. Putem să punem și mai multuți, să se vadă că este și ciupercuță, să vadă că este așa. Putem face varianta simplă de cornet. Sau cine a mai făcut șaorme sau de alea, cum se numesc, așa. Și o să îi dau... Invitatea noastră, Camela, să guste. Mulțumesc. Tale. Musai să gust. Are gust de maiadă. De maiadă la greu, așa. Acum facem una așa mai interesting. Ce e maiadă? Maiadă, adică maiadu. Ciuperce nu sunt fierte. Nu. Astăzi nu a fost cazul. Noi de obicei le servim la gustare nefiertă, cele care se plătează. Pentru că sunt specii care trebuie fierte neapărat. Dar ceea ce am pus în combinația de astăzi nu este necesar. Bună-i! Bună. Ce simpaticus. Dacă ar avea și un pic de carne. Așa beau și eu și tata. Așa beau și eu și tata. Dintr-o sâmbătă în alta, dintr-o sâmbătă în alta, e naționului încălzat, niciodată n-aș fi bat. De Horinca nu avem cum scăpa, doar mergem la nuntă. Pentru cei ce nu ne-au urmărit de la începutul emisiunii, vă spunem că am fost invitați la o nuntă cam povești, la Valea Măriilor. Merem, capitan, eu și așteptând domne, ferește că nu mai au stare. Ce să faci? Hai când e nuntă. Bună ziua, norobu! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Eu m-am ținut de cuvânt. V-am adus un bucătar emerit din la Cluj cu straie de moroșanță. Nu vă uitați că n-aș fi pregătit, da. Că face niște mâncări din ciuperci. Să vă spui dumnealui ce de numire o duce. Dar ce fel de mâncare știți face pe dumneavoastră? Mâncăruri cum nu s-au mai văzut pe plaiurile acestea. Trufe, falus impudicus și câte și mai câte. Venim cu detalii după publicitate.